asta, da? E o măscuță care o să stea strânsă pe față și pe care o să vină oxigen cu mai multă presiune. Jos masca! Jos masca! Jos masca! Probabil o persoană mai în vârstă, cu anumite comorbidități, decedează la o săptămână două persoane în România. COVID e, doctorii sunt minunați. Am stat ca fraiera prea mult acasă, am zis că-mi revin și aici mă simt în siguranță. Măsurile pe care ei le iau asupra populației sunt, nu că inutile, sunt aberante, aberante de-a dreptul. Când aduci oamenii și îi împingi în fața spitalului ca în Bacău, punându-i să urle că medicii sunt criminali, avem de-a face cu o minte ce ar trebui să stea pentru următorii 30 de ani la răcoare. Mă frustrează foarte tare faptul că oamenii nu pot trăi ce trăim noi aici în terapie intensivă. Deci cei care nu cred în situația asta, ce se întâmplă, nu judecă. Așa eram și eu la început și după aceea mi-am dat seama că lucrurile nu stau așa.